Salutare dragi vreșani și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. Ei bine, vreșanilor, acest episod o să fie foarte, foarte special. Astăzi îl avem alături de noi pe ownerul serverului România Rock și o să începem o nouă serie, mai bine spus, de MTA. Nu știu, personal sunt foarte, foarte entuziasmat, să zicem așa, pentru că n-am avut șansa până acum să joc MTA, dar când am văzut câte moduri există pe acest joc, nu știu, am rămas foarte, foarte surprins. Salut, Alex! Salut, boss! Salut! Îi mulțumim foarte, foarte mult că ne oferi șansa să jucăm. Nu uitați că în descrierea acestui episod aveți atât IP-ul serverului, cât și Discord-ul serverului de roleplay, între ghilimele spus. Hai să dăm aici puțin J și să îi dăm bătaie. Mi se pare că G era pentru frâna de mână și să îi dăm bătaie. Începe nebunia. Alex, dacă dorești, poți să ne dai ceva informații legate de server, cu mare drag te ascultăm. Păi serverul acesta se întâmplă în România, zicem așa, totul este în română. Da. Avem facturi românești gen Poliția Română, SMURD, Guvern, TVR, tractări care sunt libere pentru play, moturi unice și bine făcute, editate și personalizate, care nu fac. F1 aveți tutorialul de roleplay, să zicem așa, cum unde vă învățăm cum să faceți roleplay. Da. Aveți și o mică istorie serverului, locații și conturi. Bun, deci încă o dată, mai puțin, dacă... care erau variile? Exista varii cumva sau? Parantezele drepte. Dar pornește numele lui. Așa, în fine, o să las așa, semnalizare. Bun, dacă o să apăs puțin să că vereșanilor și dacă mă duc puțin aici la colectare rapidă, practic aici vă puteți introduce IP-ul. Dacă în caz că aveți ceva, nu știu, dubii și nu aveți ceva erori, vă ajută cu mare drag Zeu și puteți să instalați, o să vă ajute cu mare drag și pur și simplu dați conectare, o să vă faceți un cont. O să trebuiască într-adevăr să așteptați puțin până o să se instaleze toate modurile, dar nu-i problemă pentru că și am stat destul de mult și na. Bun, hai să continuăm acum. Așa că de început aș vrea să mergem, nu știu, la un job, o să las mașina pe mâna ta și o să ne duci tu puțin la un job. Ușa vehiculului este închisă. Și de ce poți? Capa ta să deschide ușa. Gata, am deschis ușa. Perfect. Mamă, deci uitați-vă și voi vereșanilor ce skin interesant am. Îi mulțumim foarte mult lui Alex Popa pentru acest skin minunat și mirobolant. Rămân, hai să vedem. Pare rău, da. Pare zic că se fă G sau care? Așa, îmi pare rău, na, e mai greu la mine. Nu e ca și cum nu e și pe Sambia, nu e așa, da, asta e partea a doua. Bun, hai să vedem, nu știu, la un job profitabil și de început. Aș vrea, dacă se poate. Stai două secunde. Ok. Mamă, deci ce tare audio ăsta, mă, ești de bunos. Și aveți, dacă dăm puțin slash moduri, că, na, cam asta trebuie să faceți după ce vi s-au instalat toate modurile, o să vedeți foarte multe moduri pe care le puteți activa odată sau le puteți activa pe rând, pentru a nu vă face lag. Eu, din păcate, am doar câteva activate pentru a nu face lag, pentru că, na, e mai greu la mine, din păcate, cu PC-ul ăsta. Cum? Da, stai așa un pic. Da, nicio problemă. Nu știu, personal, fii atent. Da. Joburile sunt la omuleții galbeni de pe hartă. I-am așa și de tu că eu am dificultăți tehnice. Da? Bun. Stai puțin să apăs T din nou. Și atunci să mă duc eu cu mașina? Da. Ok, atunci te scot afară din mașină, îmi pare rău. Poc, mare pum. Nu-i problem. Mare pum. No, bun, hai să mergem noi către... Aolo, cred că te-ai bucuit. Ești nou. Gata. Am avut și ușă veresanilor, gata, arip, mamă, deci nu se vede super, super tare, după părerea mea. Bun, hai să mergem rapid către... Ne punem în mișcare și ne ducem rapid către... Deci omuleții, deci practic puntele alea cu galbe, nu? Da. Mamă, bun, hai să... Nu, stai așa, apasă F11. Da. Apasă F11 și omuleți galbe, acolo. Deci practic trebuie. Avem harta, super tare. Uite-mă, da, omuleții. Atunci, și exact, eu care sunt? Eu sunt mașina aia sau? Ești iconița aia, sârgituța aia albă. Am înțeles, bun. Am văzut acum. Hai să facem de 11. Spune-le abonaților despre
facilitățile pe care le au dacă vin din partea ta pe server. Da, dacă în caz că o să, gen, dacă în caz, dacă intrați pe server, bineînțeles, și vă așteptăm cu mare drag, pentru că eu am propus să filmez foarte multe episoade pe acest server. Nu neapărat că să zicem sunt prieten cu Zeus, dar îmi place foarte mult și nu știu, chiar sunt, v-am spus încă o dată, foarte, foarte entuziasmat. Te găsiți foarte multe chestii aici. Am avut câteva droguri, mă le pare rău. Mi se pare că o să aveți parte de un mic bonus, nu mai știu exact ce mi-ai spus tu atunci, dar poți să repeți acum, dacă te rog. Dacă veniți din partea lui Andrei, apăsați F2, faceți un mic raport, ziceți că ați venit din partea lui. Noi, în staff, vom oferi ori o mașină la alegere, ori o de bani, ca să aveți un început, un avantaj față de celălalt player. Super tare, nice. Deci practic dacă puteți, dacă o să intrați pe server, o să aveți practic câteva avantaje, să zicem așa, și îmi propun să filmez foarte multe videoclipuri alături de voi și încă o dată, repet, vă așteptăm cu mare drag. Bun, am ajuns eu aici la un omuleț cu galben, dar nu știu exact pe unde să intru. Hai să apăsăm puțin J, am pus și frâna de mână. Ia să vedem cam pe unde ar fi jobul ăla. Costum care are un sacou roșu pe care. Job. Da, da. Dar există și o comandă slash jobs, cumva? Nu merge comanda aia. Da, okay, okay. Dacă vreți, poți pune joburile de pe server. Da, pot să le numer, cu mare drag. E un job de electrician, job de sweeper, adică curățător de străzi, avem camionagiu, spărgător de case, este mai non-roleplay. Scuze-mă că te-am întrebat, numai puțin. Host de mașini. Da. Și multe altele. Da, numai puțin scuze că te-am întrerupt. Deci nu știu cât bulan am avut, am putut să am, că am nivelul la jobul hacker. Ce fac aici? De hacker? Da, nu știu cât bulan am. Apeși M și click dreapta pe... De-aia apăsat M, ți-a apărut mouse-ul pe ecran. Apeși click dreapta pe el și ți apare acolo vorbește. Și dai vorbește, după aia accept jobul. Bun, mai puțin dacă vreți. Puțin, da. Poți să oprești melodia, că se vede ceva melodia așa. Da, stai puțin, deci m-am apăsat. Deci trebuie să merg lângă el și apăs M sau cum? Deci apeși M și da, după aia click dreapta pe el. A, click dreapta și da, vorbește, da. Hackerul se ocupă cu spargerea bancomatelor sau sistemelor de pe care poate lua bani. Acesta merge cu telefoane la aparat, introduce hack-ul până ce reușește, apoi ia banii și fuge. Ai grijă, poliția poate fi alertată dacă nu ești experimentat. Mamă, ești de bun mare hacker, așa sunt eu. Uite, a venit și Alex aici lângă noi. Poți să dai puțin boxele mai aici, dacă te rog? Da, da. Așa. Bun, deci acesta, da, deci practic atunci ar trebui să dau acceptă slujba. Și am un checkpoint, da? Da, și acum trebuie să dezlua checkpoint, pur și simplu. Super tare. Bun, hai să ne luăm aici. Ne duci tu? Ce zici, ne duci tu? Na, îți las eu noi. Aolo. Am înțeles. Și încă ceva, fraților, puteți să dați și școala de șofer, bineînțeles. Da, da, este și școala de șofer și trebuie să vă duceți să vă luați carnetul, iată. Care era... G? Da, bine, așa. Da. Da, bine, hai să mergem rapid la job. Nu știu, o să vă mai arăt și câteva mașini, dacă vreți, nu știu, ceva mașini ale instituțiilor, gen poliție, eventual ambulanță, ca să știți ce găsiți pe server. Și, nu, scuze, și de exemplu, dacă, nu știu, există jobul medic sau ceva genul ăsta? Nu, există doar facțiune small, știi? Am zis să păstrăm facțiunile doar facțiunile. Dar joburi vor mai fi adăugate pe parcurs. Am vrut deja cu echipa mea de scripter și... Da, super tare. Bun, avem mult... Până demers. Păi, uite-te tu că unde checkpoint-o. Am crezut că n-am știi job. Acum mai trec și eu peste borduri, nu-i problemă. Aș încă ceva, fraților, o chestie încă super, super faină. Puteți vorbi, dacă vă duceți lângă un jucător, bine, dacă apăsăm puțin SK, vă duceți la setări, la audio și vă dați volum voice la gen la maxim. Și puteți vorbi cu jucătorii. Practic, eu acum aș putea vorbi și cu Alex. Uite, am ajuns. Lasă mașina, te dai lungi. Așa. Așa. Ar trebui să mergem aici. Tasta pe care o adresă o apăsați când vreți să... Tasta de țineți apăsați și vorbiți. Da, cam da. Five. Da. Bun.
Așa, și pus în aici. A trebuit să ajung eu jos cumva, dar cred că pe sfat dreapă. Oana, nu fac eu, fac rol pe aici, dar e ok. Aia nu e nici un polițist în zonă. Lasă că putem face ce dorim acum. Ce dorim acum. Ce tastează acolo, Alex? Alo, cred că mi s-a blocat, s-a făcut ceva de la server? Da, se pune pe o resursă. Ok, ok, deci dacă okay, se pornește vreo resursă, trebuie să... Așteptați puțin, deci practic pe aici. Acum asta e, vezi, șanilor, lăsăm noi aici o mașină frumos. Dăm GJ, ZG, și ne luăm. Kappa. Și Kappa, așa. Așa, frumos. Motorul este oprit. Bun, hai să... Olo, cred că o să-mi iau puțin damage. Oare a murit? Nu cred, nu cred. Ai luat cam mult damage. Da, lasă de pace, că oricum era pe aici. E aici, uite, a jobul. Practic lângă bancoma sau ce asta. Da, nu, e telefon. Da, bun, și acum ce trebuie să fac? Se bagă virus și în aparat, i-auzi? Acum tu trebuie să stai și să aștepți să cuvină banii. Money. Da, bun. Până una alta, dacă vrei, poți să ne dai ceva de mai, nu știu, mai multe detalii? Detalii să le mai dau. De mare parte cam asta e. Încă o dată repet, dacă aveți ceva întrebări, aveți serverul în descriere, puteți intra. Sunt și eu pe acolo cu ce pot vă mai ajut. Deci da, puteți face multe joburi, vă puteți cumpăra multe mașini, o să vreau să mă duc, să mă duc el, bineînțeles, la gen dealership, dacă știți așa cum zic. Da. Așa? Și da. Mai este încă ceva, pe tasta F5 în joc, puteți să intrați pe YouTube. Asta e un pic, Ok. Și dacă eventual, nu știu, ai putea să-mi transfer ceva bani, să-mi iau o mașină să le arăt modul de cumpărare și după să o retragi, bineînțeles. Da, mergem la bancă și îți transfer niște bani. Da, gen, da, și așa. Ok. Iar și pe cu o resursă. Da. Da, se mai introduc diferite resurse pentru canal, că se lucrează momentan, nu știu, mai e de lucrare la server. În mare parte nu, mai am de adăugat ceva resurse numai și după aia care am terminat. Da, pentru știi care e chestia, gen, dacă faci un job și dacă n-ai niciun PC foarte bun, e nasol, știi, automat. Pentru PC-urile mai slabe aveți scris slash modul și vă activați doar modul de care chiar aveți voi. Cum ca să nu aveți lag și să nu vă luați crash. Și mai există comanda slash rost pentru a vedea rostile modurile modate. Atunci când vă duceți la tuning să vă tunați mașina. Exact. Nu știu, după... Să mai spawnezi, nu știu dacă poți. Sau acum până hackerezi aici telefonul ăsta. Nu știu, ceva, nu știu, o mașină de poliție dacă poți. Nu știu, și gen. Și după le despawnezi dacă poți. Ca să le arătăm și lor cum arată. Și că ceva vreșanilor, dacă gen după ce ați intrat de mașină, puteți să dați desupă. Și am câștigat 662. Nu, foarte tare. Așa, tu. Deci asta e o primă mașină de poliție, un BMW, cât? Uite, o nouă mașină de poliție. Mamă, și hai să dăm o slash cu... Bine, interiorul acesta nu e foarte wow, dar exteriorul e mai mult decât wow. Și ce apăsa în casa porezi răfarurile? H sau P. Așa. Apeși multe ori H și răfarurile. Mamă, ești de bun, mare polițist este ăsta. Mă, da, asta prinde viteză. Te duce, fraților. Dacă vin înapoi. Mamă, mare polițist. Dacă mă vede poliția, mare închizare recente. Mare ce e, pardon. Aoleu. Ce? Să nu scap să pot un loc. Da, bun, hai să mergem. Așa. Da, bun, deci cam astea sunt. Hai să dăm J. Bun. Să spawnezi un Logan? Dacă poți, da, și ne primă cu Loganul până la un alt job. Până la un alt job. Job. Bun, bine, sau... Scrie slash quit job. Da. Da. Quit job. În mare parte comenzi nu ar mai fi, nu? Gen, în afară de slash moduri, quit job, nu așa. Scrie slash carly să vezi mașinile de pe... Așa.
Carlist. Și astea sunt mare parte, mă, uite, la Dacia. O Dacia, da, o Dacia aș vrea, o Dacia 1310, uite, asta. Am uitat să spun de asta. Aia, 1310. Verășanilor, cam ăsta a fost și episodul de MTA. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Încă o dată vă așteptăm cu brațele deschise pe server. Aveți toate detaliile în descriere. Dacă, încă o dată repet, dacă aveți ceva nelămuriri în legătură cu serverul sau cu instalarea MTA-ului, puteți să contactați pe Zeus, a.k.a. Alex Popa, pe server. Și eu o să vă ajute cu mare drag. Eu am fost Andrei, el a fost Alex și noi ne vom auzi data viitoare. Încă o dată, eu sper să vă placă seria asta, pentru că vă spun de pe acum, o să fie o serie super interesantă și am foarte multe planuri cu ea, să zicem așa. Deci, ciao!